Andreea. Vorbeam cu Bianca, într-adevăr. M-am enervat, m-am întors, m-a enervat și Ela, pentru că o zici, în fine, o să discut și aia. M-am enervat, eram puțin nervoasă. Și Berna îți spune, bine, oricum Piru e dușmănoasă. M-am întors și am zis, ce vrei tu? Ce vrei? Spune-mi ce vrei. Cu ce vreau? Și început să râdă și am zis, vrei să vin acolo să... Da, să-mi dai... Da. Da. Nu m-am... Că vezi că-s nervoasă, nervoasă fiind din situația da, cu Bianca. Da, cu Ela și cu Bianca, da. Și azi, dacă tu, dacă ea mă vede că eu sunt nervoasă... Și cu cine ai vorbit așa și ai vorbit... Da, Filip, lasă, mă! Când zice Berna ceva... Că nu mai vorbesc, să vorbesc. Nu mă suportă. Bă, Filip, când tu o să fii într-o ceartă cu cineva și o să fii nervos, o să te ai la lasă-mă să vorbesc, mă, omul! Când am avut conflict cu Ligi, da, Berna... Bă, lasă-mă să explic, Andrei! Dar nu te lua la mișto, Filip! Dar ia cu cealaltă la mișto, mă, frate. Păi cum nu te ia la mișto, Berna? Da, ba da, mă, ia la mișto, zâmbești okay. Și a luat la mișto, a început să râdă. Dar ea n-a jignit-o, nu a scos-o la bătaie. Da, lasă-mă, Berna, că nu mai asta? Pe asta, fă comparație între un râs și să ameni și să înjuri. Îi faci comparație? Ea era foarte nervoasă și și-ar fi dorit... Nu, nu, și-ar fi dorit să își termine discuția cu Ela și cu Bianca. Dar vorbea cu Livian, nu vorbea cu... Da, nu vorbea cu fetele. Dar vorbea despre mine. Că Piru e dușmănoasă. Da, dar vorbea cu Livia, nu vorbea, zicea ție personal. Andreea, mă asculti, că nu vreau să vorbească. Eu am înțeles care-i povestea. Așa, n-am a spus că mă duc acolo. Dar eu spuneam mai pe casă. I-am spus, Berna, ce ai zis, ce ai zis? Trebuia să-și continui ideea să spună pe ecran exact, nu că ce ai zis tu, Berna, repede auzi cu urechea. Pentru că ei se părea important. Dacă ai zis, ai ca să o audă. Mascăreala nu și-avea loc, exact. Dar eu am auzit-o, că nu sunt. Da, a zis-o ca să auzi, nu ai zis-o la... Adică nu era loc de o glumă. Dar nu a fost o glumă, a fost o afirmație. O răutate gratuită. Pentru că asta mi se pare mie, da. Dar pe de altă parte, Andreea Pirui, ea, nici nu are, adică nici nu putem să-i impunem unui om să tacă. Da. Dar n-am zis să tacă, tocmai în urmă cu 2-3 zile a spus să-și spună părerea. Când îți nervoasă, nu da atacuri pe gratis, gratuit, dacă nu ți-a spus nimic. Asta i-am spus, poți să-și dea cu părerea, că o întreb, sau oriunde, Doamne ferește, clar că poți să-și dea cu părerea, că nu le spun eu să tacă. Bun, ea simte nevoie să fie, nevoie să fie răutăcioasă. Dacă un om e nervos, eu nu mă duc să mai plusez. Să mai zic. Nu, pentru că eu simt că cu mine... Că ele două s-au certat înainte. Exact, să-i spun că cu mine chiar ții dușmanie și se vede. Astăzi. Și și de-aia ține dușmanie și și limbi. Ba, v-a certat astăzi. Eu vă văd. Și asta era vorba, că eu nu țin, eu nu-s așa. Și Bianca a zis că nici ea nu ține. Eu nu pus așa să țin dușmanie, dar voi, asta m-a zis că voi, țineți dușmanie. Aici m-a referit la mine, cu mine. Tu crezi că Pirui te consideră pe tine o rivală sau are ceva? Nu știu ce mă consideră, cum mă, nu știu. Ce să zic? La vorbe, nici la nimic. Ia să duci de ce te enervezi. Asta, de ce, pentru că se bagă într-o discuție și vorbește minciuni și prostii. Dacă ar spune în adevăr, nu mă, tu, Pirui, vezi că vorbești urât sau mă jignești. Nu mă enervez, e adevărat că mă enervez. Zic, vorbesc urât. Dar nu vorbi dacă eu sunt o discuție cu ceva. Nu era vorba despre ea, să arunce ea. Ești dușmănoasă oricum. Oricum, după ce a zis, mă duc la tine și peste gură, atunci ce-ți fac? Da, că tu oricum ai destrămat prietenii, tu ai destrămat relații, tu ți-ai pus prietenii să voteze pentru bancă și pentru bancă la vârsta ta, trebuie să stai acasă, ai înjurat nu știu și ce. Dumnezeule, lași-o Berna că am 48 de ani și vreau să stau vorbea cu Livian, nu zicea ție, Pirui, vezi că ești, vorbea cu Livian. Ce contează cu cine vorbea? Contează că nu-i zicea, vorbea... Nu faci când auzi că vorbește Ligii despre tine. Exact. Ok, și de ce a chestia? De ce a băgatul ăsta nu s-a putea să vorbească? Și eu i-am răspuns ce vrei! De ce să o înjură și să zică că aia bătaie? Ce e asta? Păi, e corect, Marius. E aia urlu și lumea ce că urlu, pentru că nu mă las... Și afară să arăte cum... Nu, că-ți dau a zis, că ți-e... Gata, știți-vă, nu mai vorbim. Ca să vezi cum îi. Da, ești cea mai sadică și cea mai rea din toată casa, ești tu, Berna. Da, da. Chiar am crezut că e Bianca, dar nu m-am înșelat, ești tu. Ești pe primul loc, crede-mă, în topul meu, ești pe primul loc și am multul ăla din casă. Ești pe primul loc, cea mai rea. Ori este, ori face glume și face, ia totul în râs, ca să zic așa, și în caterincă și se distrează, ori e rea, că nu înțeleg. E rea și ea și la mișto. Păi, o prică era bună. Aia că fac mișto, o prică Roxana era bună, erau rele. Răutate, una mișto, e alta, sunt două subiecte. Chiar la mișto, dacă diferite. Tu nu știi să abordezi un subiect cu seriozitate. Sincer, mereu v-am luat, să vă zic adevărul. Când cineva discută ceva, să nu știu, faci mișto, vreți că ești de lipsi de maturitate. Și la Caterin, asta zic și eu, lipsă de maturitate, nu poți să duci o discuție. Doamna Andreea, mereu zic adevărul, nu a fost rea, la mișto i-am luat peste nas Caterincă, atât. Ei dacă o luat-o cu răutate, problema lor. Păi eu în capul meu nu a fost răutate, din partea mea nu a fost răutate, adică așa simt eu cu inima. A fost mereu Caterin. Ai văzut de ce la mișto?
oamenii până se enervează și îi spun ce au de spus. Deci, Berna, atunci acceptă ceea ce spui. Mai lua la mișto. Andreea, dacă subiectul tău cu Bianca și ela era atât de important, tu nu trebuia să stai să dai atenție. Dar Bianca nu mai zicea nimic. Da, eu nu știu de ce. N-a mai zis nimic, s-a stopat. Cu ele două, de ce s-a descurcat pe Berna? Andreea, dar vorbește Filip. Andreea, eu cu Bianca am terminat discuția și după câteva secunde o zis Berna. Oricum, Andreea e dușmănoasă. Și atunci m-a ridicat și a spus, ce vrei tu? A spus că de ce ești dușmănoasă, Andreea? De ce vrei cu mine? Spune-mi ce vrei, spune-mi în față. Atât aia, n-am jignit-o, n-am amenințat-o. Nu, 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 nu ai făcut așa cu mâna. Bine, a fost un tom mai pronunțitor, dar nu poți să-și caspira. Că ce vorbești așa? Andreea, cum și tu intervii pentru prietena ta, Ligi, așa a simțit și Berna. Dar nu era nimic, eu nu mă certam cu Bianca. Eu nu se certau. Dar nici nu vorbea cu Berna. Păi eu am enervat-o. Am fost cea care a enervat-o pe Andreea. Cum? Pentru că am intervenit să... Nu, da, nu, da. Ba da, eu te-am enervat. Mine, ela m-a enervat, nu tu. M-a enervat ela și eu. Ce te-a enervat ela? Am o discuție cu tine și cu ela. Eu de la ela am avut așteptări. Tu, Bianca, poți să spui ce vrei. Există, normal că există des când mă enervez. Acum chiar nu m-a enervat. Dacă n-ai zis că o zi te cerți, o zi te împarte, te referi la mine. Păi la ție ți-am spus, dar să nu înseamnă că m-am certat cu tine. Păi nu, dar nu zic că te-ai certat, te-ai enervat. Nu m-am enervat, asta spun că ți-aș fi răspuns acum. Nu m-am deci te-ai enervat la ela. Pentru ela. De la ce? Pentru că, da, da, da. Pentru o fază, o să vă spun eu. Da. Nu eram nervos pe tine loc, Bianca, crede-mă. Nu, a zis doar că o zi așa, o zi schimbătoare, asta tot. Eu am zis să închide subiectul, Liviana, i-am să închide subiectul și i-a spus, da ce, vrei tu să faci un subiect mai bun? Nu, 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 da, ce nu așa. Diana m-a atacat. Ceva de genul. A zis, fă tu subiect mai, fă tu, atunci vorbește tu un subiect, dacă ele nu, să nu mai vorbească. Nu, n-ai zis așa. Cum să nu, fix așa. A zis, deschide tu alt subiect. Deschide tu un alt subiect. Dacă deschide tu un alt subiect, dacă ai altul mai bun sau ce ai gen. Da, păi da, nu e care e diferența? Care e diferența? Viana a zis, dacă erai prieten, ai subiect. Dacă face completarea, bă, deschide tu un alt subiect ca să nu se mai certe ele, atunci nimeni nu zice. Dar nu deschide un subiect dacă ai tu altul mai bun. Adică, hai să le lăsăm să-și dea în cap. Nu da nimeni în cap și Andreea ne încurajează, Andreea Mantea, să epuizăm subiectul, exact, da? Andreea, poate, dar vorbim de răbdare. Să nu mai rămână nimeni. Andreea, uite acolo. Andreea, au vorbit trei ore. Ele s-au întâlnit dimineață la coafori, s-au certat din nou, pentru că n-au epuizat. De-ați dimineață? Da, să ceartă în continuu. Adică lăsăm să se înjure, bă, cu Jador, tu cu Fernando. Nu! Toți nervii pe care i-au. Nu aveau cum să se bată, să-și dea în cap, că era un aici, un acolo. Marius, da, își aruncau vorbe care nu se jigneau foarte tare, nu se înjurau. Bine, Ela, Diana, ce s-a întâmplat? Da. Ok. Azi dimineață, fetele prima dată, bine, ele au ajuns primele. Eu am așteptat aproape 2 ore jumate la machiaj după Ela. Ea a stat în fața la oglindă. Ok, eu când... am terminat părul și toate cele, fata de la machiaj stătea după mine, mă aștepta. Mm-hmm. Și am mers la Ela și am zis, Ela, eliberează-mi locul la machiaj pentru că trebuie să mă machiez, te rog frumos. Și ea zice ce, încă mă machiez, dar zic eu, da, și atunci când ea zice, încă mă machiez și mi-a zis pe tonul ăsta, eu îi zic, ai, stai aici de 2 ore, dacă nu, du-te la o parte. Și zice ea, mă dau la o parte când vreau și când termin sau ceva de genul. Și eu m-am enervat, am venit în casă, i-am zis lui Sibel așa, Sibel, ți se pare corect? Ți se pare corect ca Ela să stea 2 ore jumate, 3 ore la machiaj? Sibel a zis, Diana, crede-mă că i-am zis de 3 ori, dar a zis că, nu știu, a zis femeia, nu știu, a atenționat de vreo 3 ori. Andreea, păi asta e ideea. Nu exagerez absolut deloc. Ascultați-mă. După, m-am întors. După eu când m-am întors, Ligi mi-a zis, Diana, dar de ce nu ți-ai un scaun să te pui între noi? Eu n-am cum să stau niciodată lângă ela, pentru că am spus că nu o suport. Nu mă gândesc că sunt 2, să mă duc să mă bat. 4, sunt 4. Ok? Nu, Andreea, numai 2 la machiaj. 2 la machiaj, 2 la păr. Da. Niciodată nu o să pot să mă duc. Mai sunt niște oglinzi mai acolo. Doamna Andreea, să vă zic eu. Deci nu, eu eram la păr, o venit Diana lângă mine, o venit și doamna de la machiaj. Dar știți că vă puteți machia oriunde? Păi adică da, era make-up Andreea, vă rog frumos să vă ajut, dar vine din Ghiota, dar trebuie să vă vorbesc, vă rog frumos să vorbesc cu Berna. Dar da, acolo e locul make-up artistului care vrea să se macheze, vii la oglinda mea, make-up artistul nu se plimbă după. Da, exact, dar make-up artistul am zis și eu. Deci eu l-am la păr până atunci. Nu aveam cum să o pun eu pe femeia aia să se mute cu pensulele, cu tot ce trebuia, îmi pare rău. Lângă mine, cu tine, Diana. Ulterior, spui tu. Și eu machiat. Ea vorbește cu fața. Iertați-mă că vă întrerup. Voi sunteți machiate de fata aia? Da. Eu nu. De la roz, make-up? Nu.
Nu, nu, nu. Ea doar m-a ajutat. Da. Deci voi de asta stați 500 de ore ca să vă macheze fata aia pe rând? Păi nu m-au pe mine fata, nu m-a încadrat acolo pe 20 minute. Nu, vă întreb, face întreb, doar contur la fața ta, nu toate, numai câteva fete. Mie mi-ați zice minte să vă machiez. E doar o fată. Asta zic, adică eu nu văd farduri, umbre, chestii. Eu una nu fac. Cum adică, doamna Andreea? Hai să vorbim Andreea! Andreea! Bun. Andreea, două, trei, stau câte două ore, eu stau de două ce? Și ber. Nu știu, întrebați-o pe Ela, nu știu, pe care mai stau atâta timp. Că e normal să exagerăm un pic, da, e normal, foarte frumos. Nu, ai stat două ore și se poate... Dar nu vorbește, nu mai vorbesc atunci, se poate și spune, doamna Sibel, ți-a zis de trei ore, Ela, fermi-o dacă aveți... După ce ai așteptat-o și ai rugat-o să ridice, ea ți-a spus că se ridică când vrea și când... Nu, când termină. Așa. Ligia, ia un scaun, ridică și spune, așa, bun, și tu ce ai zis? Diana. Nu că nu mă așez între voi. Am zis că eu nu vreau să vin. Ia că mie mesilă de ea și a început. Ea a început când am ia ca să am de fata aia. Și Diana și după aceea Diana, culpă ce. Lasă-o Berna să vorbească, că nu auzi. Doamna Andreea, mă ascultați pe mine sau? Da, da. Berna, nu vă lăsau eu să pot să mă exprim eu, că nu înțeleg Berna. Numai tu vorbești tu în locul meu, Berna. Imediat o să vorbești. Că am fost acolo, am văzut. Dar lasă-le pe el, dar tu știi că... Cele în cauză, după care martorii. Hai, Doamne, termină, Diana. Ok, eu în momentul ăla atunci m-am enervat. Ela a făcut-o pentru că a vrut să, așa a vrut să facă. Nu că nu s-ar fi ridicat, că dacă ar fi fost o altă facătă în locul meu, credeți-mă că s-ar fi ridicat, dar nu a vrut să ridice. Eu m-am enervat, recunosc că am jignit-o, îmi cer scuze cum am vorbit, că este un pic mai exagerat cum am vorbit, dar la rândul ei și am jignit, recunosc. Eu am jignit-o prima, dar la rândul ei și am jignit pe mine. Da. E rău. Da. Aha. Așa, dacă eu îți spun să vii aici, gata? Sper să nu mai intervii. Da, așa a fost. Eu m-am trezit foarte obosită dimineața. Acolo. În fine, am zis că o să mă duc la coafor, m-am coafat în timpul ăsta de o oră și ceva. Am așteptat să vină machioza și să vină coafor. În fine, da. Mă, cum zici tu, make-up artist bun. După aia m-am început să mă machiez și am așteptat-o pe ea să mă ajute să lipească genele, că eu nu pot. Nu. Era atât de obosită. Două ore la oglindă așteptat-o pe Ligii. Am așteptat după ea, dar nimeni nu umbla pe lângă să zică va. Noi, eu cu Andreea Pirui, dormeam. Da. Și dacă era locul liber, Sibel venea, fetelor, trezirea, ades la machiaj. Nu, ba, așa a fost loc lângă mine liber. Lângă mine a fost loc liber. Da, dar n-am stat două ore. Am stat, nu știu cât, o oră. Ai stat două ore. Da. Dar n-am stat doar să mă machiez. De când ai venit la canal până să intrăm aici, tu ai stat la oglindă acolo pe staun. Nu mai erau gata. Am machiat două ore jumătate. Perfect. Două ore te-ai machiat. Așa, trei ore. Hai, ce ai făcut, iar mai vorbea, iar mai detai gurimel, iar nu mai știu ce, iar... Am dat la o parte, hai, intră și tu. Stai, Diana, să zic așa. Nu mi-a tușul ăsta, mă enervam, m-am băgat și mâna în tuș, din greșeală, dreptul urmare, m-am enervat pur și simplu. Și zic, bine, pune-te între noi. Ea a plecat direct la Sibel. Nu mi-ai spus tu să mă pun între voi, dar mi-ai zis că tu te ridici când termin, nu mai exagerat și nu mai minti. Ligi mi-a zis să mă pun între tine și ea și eu am spus că nu pot să stau lângă tine. Ela a zis cu voce înceată, stă lângă noi, așa murmurând. Și eu am zis după aceea, Ela, Diana, ia-ți un scaun și hai de între noi, cuite să facem loc. Am ridicat și m-am dus în același timp, m-am dat într-o parte pentru că m-am... Pe tine, Filip, tu puteai să te întreb? Ligi, te întreb. Atât. Ce? A început să facă... Hai să vă spun că l-a făcut-o doar... După ce a făcut ea treaba asta, păi hai să... Dăm, că și jignirile... Doamna Andreea, m-a jignit... Să mă duc acasă să mă... Nu mai vreau să mai... Multe altele, nu are rost să spune Ana... M-a făcut mult mai... Bă, vrei să tu pe Ana să spună că era în telefon? Nu mai minți tu! Minți. Nu mai minți! Nu, ești fals și minți. Ligi, niciodată nu spui adevărul. Am auzit toate în jurul. Niciodată că a jignit-o foarte urât, Diana, și eu și Andreea Pirui am spus, Diana, Diana, te rugăm să te oprești. Și eu și Andreea Pirui am luat atitudine și am spus, încetează că nu e ok. Diana a răspuns așa, eu când sunt nervoasă vorbesc cum vreau. Păi ce se fac, se sar pe... Dar noi ne-am făcut datoria atât cât pentru ea că suntem apropiate și cu ea și cu fata asta la altă. Dar nu putem să le punem mâna pe foarte gură. Foarte frumos. Exact. Fata asta a vrut să continue să o jignească, că eu ce era să fac. Dacă era altă fată în locul meu, i-am zis, Diana, oprește-te că nu e ok să vorbești așa. Îmi fac în ciudă, iar asta e în concepția ei, dar n-a fost așa. Nu, vă zic eu, Ela, Ligi, te rog, s-a părut că a fost fii sinceră, măcar nu, acum. Chiar nu. Hai să o întrebăm pe Ligi, fiindcă a fost a treia persoană și martor imparțial. Nu Ligi! Nu mi se pare, Diana, că a făcut-o intenționat față de tine. Probabil cum aveți râca asta una pe alta, vi se pare, o, e așa. Mulțumim! Ia o zis, să vină aici. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri,
Suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.